Nu când însă dau recital pe teren cu mingea, spune Dan Spătaru. Puștiul cu nume celebru a ajuns la FCSB, deși l-a vrut și Burcă la Dinamo. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Asta a cântat fotbalistul Dan Spătaru cu gândul la FCSB. Are 18 ani și a ajuns la FCSB de la Brașov. FCSB-s de mic? Da, familia mea la fel. Nu credeam că se va întâmpla anul acesta, dar Dumnezeu m-a ajutat să ajung acum în momentul ăsta și sper să fac față și să le arăt tuturor de ce sunt în stare. Nu sunt rudă cu Dan Spătaru, spune ultimul transfer făcut de FCSB. Tu știi să cânti? Nu. N-am nicio treabă, eu cânt pe teren, de mic. Melodiile lui de știi? Câteva, da, da. Pe Dan Spătaru l-a vrut și Dinamo, însă puștiul a ales-o pe FCSB, cu gândul la un transfer tare în străinătate. Mi-ar plăcea să joc în Spania foarte mult și în Anglia. Din Spania cu cine ți-e? Cu Real Madrid. Și din Anglia? Cu Liverpool. Dan Spătaru e la naționala sub 19 ani a României, alături de Enes Ali, campion cu Farul. Mă bucur pentru fiecare dintre copii care reușesc să facă un pas către echipe mari și FCSB-ul clar e una dintre ele.